Cel mai greu mi-a fost când am avut toxicitate în echipă. A apărut încă de la început, poate din primele luni în care am început să dezvoltăm și compania a început să crească. Am reușit să mențin echilibrul, greu, foarte greu, în anii de început, pentru că nici măcar nu înțelegeam ce se întâmplă. Eram nebunit să angajez. Criteriul după care angajam în anii de început era cine mai dorește, cine mai poftește. Era suficient să ajungi la un interviu de angajare cu Adrian și gata, erai angajat la termene. Vorbesc de 2014, 2015, 2016. Neavând o cultură organizațională, bineînțeles că au apărut foarte repede frustrările, nemulțumirile, am avut comportamente toxice, iar eu n-am știut să le gestionez. Am învățat greu, dureros lecția asta, fiindcă ai nevoie de o structură, ai nevoie de niște reguli care să fie corecte pentru toată lumea, nu doar pentru tine. În momentul în care ajungi în situația în care trebuie să concediezi pe cineva, întreaga organizație să înțeleagă că este cea mai bună decizie, fără ca tu să fii nevoit să stai să mai explici de ce ai luat decizia respectivă. Să nu concediezi oameni la impuls, la nervi. Am auzit de multe ori, cireașa de pe tort. E bine, am făcut toate aceste greșeli și ce m-a ajutat extraordinar de mult să învăț, să nu le mai fac și să construiesc, nu doar în compania Termene.ro, dar și în celelalte companii unde am fost și sunt implicat, să construim o cultură organizațională corectă pentru toată lumea, în care oamenii să aibă posibilitatea să se dezvolte, să muncească cu pasiune, să crească, să aibă resursele necesare, să-și plătească credite, hobby-uri și așa mai departe.